Pe scurt, am chiulit de la școală. Partea a doua. Era joi, ca de obicei m-am așezat să-mi fac tema pentru o casă. Trebuie să fac un rezumat la limba română. Dacă nu fac, profa mă umoară. Cine are sau a avut o profă la română care mereu este enervată pe toți? Așa că am început să mă gândesc ce să scriu. Dar prin gândurile mele era doar să joc Fortnite sau Dota. M-am ridicat, am mers prin cameră, dar oricum nimic nu-mi vine ce să scriu. Poate fac un meci în Dota și după o să fiu plin de inspirație și o să scriu cel mai bun rezumat? Haide să încerc. Am terminat meciul. What the fuck? Cum? Deja este ora 1 dimineața? Băgam-eș creionul în geantă. Cât de repede a trecut timpul. M-am culcat, lasă poate dimineața o să scriu ceva. M-am trezit și am înțeles că n-am nicio șansă să rămân azi viu la doamna de română. Imediat mi-a apărut o idee super interesantă să-i chiulesc de la școală. Motănași, dar vouă nu vă recomand, este foarte periculos. Am aruncat caietul în geantă și am ieșit din casă, dar unde să petrec tot timpul ce sunt la școală? Acasă nu pot să rămân deoarece tăticul e acasă. Am decis pur și simplu să mă urc la etajul următor. Ne-am găsit un loc, a trecut 2 minute, what the fuck, ce greu trece timpul. M-am urcat mai sus, am coborât iarăși la primul etaj, what the fuck, au trecut doar 2 minute? Am adormit. M-am trezit, oh my god, este deja ora 1, trebuie să fie o casă. Am intrat în casă, dar în față a apărut Ticu și mi-a spus: unde tu ai fost? Tu știi că astăzi mi-a sunat dirigintele și mi-a spus că nu ai fost la școală. Tu știi acum ce o să se întâmple cu tine. E gata cu tine. Tu rămâi fără cadou de anul nou. Pa! Am rămas iarăși fără cadou de anul nou. Ce să fac? Dota. Nice. Pe scurt, am chiulit de la școală. Partea a doua. Prieteni, nu uitați de like, share și subscribe, iar pentru cei care vor să apară în video, trebuie să găsiți logo Motan Show și să scriți în comentarii la ce minut a apărut.